Bună ziua, dragii mei, și bun găsit la această mantră. Dragii mei, așa cum v-am promis, voi face astăzi mantra aceasta pentru dumneavoastră, pentru atragerea iubirii. Dragii mei, astăzi vreau să fac și eu o rugăciune pentru cei care au nevoie. Puteți, înainte de a asculta mantra, ea este pe fundal deja, însă dumneavoastră puteți să faceți rugăciunea pentru persoanele care au nevoie de împăcare și înțelegere într-o relație actuală. Poate să fie o relație de căsătorie. Nu faceți această rugăciune decât pentru cineva cu care vreți să rămâneți pentru tot restul vieții. Fiți hotărâți că este persoana potrivită. Este o rugăciune care să vă ajute la înțelegere reciprocă. Voi folosi o lumânare albă, dumneavoastră puteți folosi și lumânare roșie, însă folosesc lumânare albă pentru înlăturarea energiilor. Este cristalul cuarț aici și am și esență foarte importantă pentru dragoste, da? Dragoste, iubire. Am să dau și voi folosi și două uleiuri de ale mele. Am să dau drumul la această esență, da? La bețișor să ardă. Și am și petale de trandafir. Dumneavoastră, cu siguranță, veți găsi aceste petale de trandafir. Voi, înainte de toate, voi unge. Este o esență pentru arborele vieții, pentru stabilitate, pentru ca lucrurile să fie bine între voi. Dragii mei, nu este bine să faceți această rugăciune dacă persoana respectivă este într-o altă relație, da? Nu este bine. Dar dumneavoastră știți mai bine. Și acest ulei cupidon pentru atragerea persoanei respective, arborele vieții, și voi presăra, să știți, foarte frumos miroase aici la mine, voi presăra aceste petale de trandafir care sunt deja cu o anumită putere, sunt deja activate, să spun așa. Bun, acum voi arde această lumânare. Voi, cei care nu vreți să faceți această rugăciune, dați mai departe în momentul în care eu nu o să mai vorbesc și o să las pe fundal mantra să meargă. Mantra este pentru atragerea iubirii. Puteți fi singuri sau să atrageți o persoană specială. Așadar, dragii mei, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Doamne Dumnezeule, fac această rugăciune astăzi pentru a mă ajuta în relația, situația mea actuală. Te rog, alungă-mi orice suferință și durere purtată astăzi și aflată astăzi în inima mea. Umple-mi inima cu bucurie, fericire, iubire și înțelegere. Binecuvântează-mă pe mine și partenerul meu ca să nu mai existe divergențe între noi și să nu mai fie niciodată probleme. Să ne dai înțelepciune și putere să trecem peste toate obstacolele dintre noi. Umple-ne inimile cu iubire reciprocă și fă-ne să vedem adevărata valoare a noastră. Umple inima partenerului meu sau partenerei mele cu iubire pentru mine și fă ca această relație complicată dintre noi să se deblocheze. Caut mila ta, Doamne, și binecuvântarea ta că ne vei permite să trăim tot restul vieții în fericire, armonie împreună. Fă ca aceste sentimente să fie mutuale pentru amândoi. Ghidează-ne pașii oriunde vom merge. Întotdeauna fă-ne să ne gândim unul la celălalt. Mulțumesc, Doamne, pentru că ai ascultat rugăciunea mea. Te iubesc. Amin. Dragii mei, aceasta a fost rugăciunea. Acum vă las să vă uitați, pentru cei care doriți această mantră, vă las să vă uitați la această lumânare care vă poate ajuta în ceea ce privește dorința dumneavoastră în dragoste. Doamne ajută!
Yamuna Tina.